Reportajul despre triplul eveniment ce a avut loc în acest weekend la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău ar fi putut să arate cam așa. Dar n-a arătat așa pentru că, din respect față de public, conducerea instituției a decis să nu boicoteze activitatea de noaptea muzeelor și a mers pe varianta de a protesta în tăcere sub finanțarea instituțiilor muzeale. Da, în tăcere, cu multă muncă, dedicare și responsabilitate, s-au străduit și chiar au reușit să ofere vizitatorilor 2 zile și o noapte pline de activități și ateliere, momente de încântare alături de trupa Corbu, călătorii virtuale prin castrul de la Porolisum, expoziții cu diferite teme și vizitare ghidată gratuită. Una dintre activitățile deja consacrate la muzeu a fost competiția contra cronometru pe familii, în care participanții trebuiau să identifice obiectele intrus care nu se potriveau în contextul epocii indicate. În fiecare sală am ascuns câte un obiect care este din altă vreme, chiar din vremurile noastre. Trebuie să găsim obiectul respectiv care nu se potrivește cu ceea ce este în sală, cu perioada de timp din care datează sala, îl indicați celor care vă însoțesc de la muzeu și trecem mai departe. Trebuie ca să găsim toate cele 4 obiecte și trebuie să facem și un timp bun, un timp foarte scurt. Bine? 3, 2, 1, start! Da. 4,28,14. Bravo. În același timp, în curtea muzeului, copiii au participat la o serie de ateliere ca pictura pe piatră, linogravura, colorarea diferitelor obiecte și modelare în lut. Spuneți-ne ce fac aici copiii. Copilașii colorează niște fluturași pe care i-am făcut noi aici și după aceea îi lipim cu scoci pe bețișare și își pot duce acasă dacă vor. Spune-ne ce faci tu aici. Fac o frunză, cel puțin încerc să fac o frunză. Da, nu, cred că mi-iese, e ok. Măcar încerc. Ce să zic? Eu fac aici, am făcut harta României și aici fac de la inițiale numelui meu. Și cum se modelează? Ce trebuie să faci? De ce trebuie să ții cont? Să fie destul de gros, să nu fie prea subțire și să nu se crape. Vă rugăm să ne spuneți care sunt pașii realizării unei astfel de imagini. Este vorba despre linogravură și xilogravură, deci tiraje grafice după negative realizate în linoleu sau în lemn. Pașii sunt următori. Un artist face negativul cu niște dăltițe, scobește suportul, un portret sau o altă imagine. Noi, de exemplu, avem portrete ale lui Mihai Viteazu, Iuliu Maniu, Vașa Linii, avem Stema României, Standardul Roman și Lupoaica cu puii. Iar după ce avem negativul realizat, trebuie acoperit cu un strat de vopsea, cu un rulou de cauciuc, se ia vopsea de pe o suprafață de sticlă, o cerneală tipografică întinsă bine, se transpune pe negativ, după care aplicăm o foaie albă peste negativ și toată treaba asta trebuie băgată într-o presă de tipografie sau de legătură de carte, după care se desface hârtia și iese pozitivul. Cum ți s-a părut? Mi s-a părut o experiență amuzantă și creativă.
Cine a fost Iuliu Maniu? Asta încă nu știu, pentru că sunt clasa întâi. Între timp, în muzeu, personalul ghida vizitatorii și prezenta piesele expuse, iar vizitatorii îndrăgostiți de castrul de la Porolisum au putut vizita virtual locuințele romane cu ajutorul expoziției Clio Hightech. Pe ce ai putut merge? Pe foc. E plăcut. E cald. Și încă un foc. Nu doar pentru a face baie, ci mai ales pentru a socializa cu prietenii și clienții noștri. Deci aici socializăm. Sunt niște băncuțe pe margine. O experiență foarte faină, o experiență nouă, inedită, o poveste despre Porolisum, despre 5 case de la Porolisum. Am intrat în acele case și am văzut ce se întâmpla în fiecare odaie, în fiecare încăpere de acolo și cum erau amenajate. Mi s-a prezentat povestea fiecarei încăperi și cum trăiau familiile romane. Iar când ziua începea să predea ștafeta nopții, a avut loc un moment muzical foarte așteptat și anume concertul trupei Corbu, care și-a deschis aripile spre public și a cuprins cu un recital cu adevărat aparte. Șastră de trei alune, măi, pădure verde, pădure, măi, măi, pădure verde, pădure, măi, măi, m-am pierdut cu mândra în tine, măi, m-am pierdut și eu și ea, măi. M-am pierdut și eu și ea, măi, și cu noi doi dragostea, măi. Să-mi fac casă, măi, tu cu umbra ta cea deasă, măi, măi, eu cu mândra mea cea groasă, măi, să-i fac casă în pădure. Și să-mi o hrănesc cu mure la umbrița unui fan. Și pentru că suntem la muzeu, nu puteau să lipsească notele istorice din peisaj, astfel că instrumentele muzicale vechi, ca buhaiul și țitera, și-au dat concursul și au câștigat un public întreg. Cântul și voia bună au continuat până la miezul nopții, când s-a așternut liniștea la muzeu, un muzeu care a rămas gol, singur, cu gândul la vizitatorii care i-au trecut pragul peste zi. Spuneți-ne cum marchează muzeul din Zalău acest protest, noapte în muzee, care e specificul acestui protest? Da, ne alăturăm câtorva muzee din țară în acest protest. E momentul în care suntem cei mai vizibili. E ziua din an în care muzeele au maximă vizibilitate în media și la nivelul publicului.
și este firesc să ne folosim de acest moment pentru a ne face vocea auzită și pentru a sublinia sau pentru a spune răspicat că sunt lucruri care ne dor. Și în principal vorbim despre faptul că de ceva vreme știm cu toții, cultura este o cenușăreasă a finanțării. Am considerat că e momentul să protestăm. N-am închis muzeele, n-am blocat noaptea muzeelor ca și eveniment. Ne respectăm publicul, i-am primit cu mare drag, am gândit activități diverse și peste zi și peste noapte. Din respect pentru public, am avut zone în care să semnalizăm că protestăm, cum este aceasta în care am pus imagini cu patrimoniul care se distruge, o vitrină de muzeu goală, sugerând doar printr-o fotografie o piesă care ar fi trebuit să fie în muzeu, lucru care se poate întâmpla în perspectivă. Și am mai avut într-o sală, într-un segment de expoziție la Târgu de Zalău, semnalizat printr-un panou faptul că protestăm în tăcere. În acea sală nu am oferit informații publicului vizitator. În cea de-a doua zi a triplului eveniment, Noaptea Europeană a Muzeelor, împlinirea a 67 de ani de la înființare și protestul legat de subfinanțare, a continuat cu aceeași dorință a organizatorilor de a fi la nivelul așteptărilor publicului, de a-i surprinde și în acest an cu activități noi și cu ghidaj prin tainele istoriei. Duminică au avut loc ateliere de confecționare de brățări din piele și mărgele, modelare în lut a unor divinități zoomorfe și antropomorfe, un concurs pe echipe care implică parcurgerea a 5 probe, dar și un concurs de tras cu arcul. Hai, vă zic ce fain o mărți! Nici nu! Ești 10-a! Din peisaj nu a lipsit nici o expoziție de jucării în aer liber, o poveste adusă în atenția publicului pentru că... Vă rugăm să ne spuneți care e ideea din spatele acestei expoziții de jucării. De fapt, expoziția are mai multe mesaje. Una este dedicată părinților, adică celor de vârsta mea, în ideea în care să le readucem aminte de lucrurile cu care se jucau în copilărie. Asta este unul dintre mesaje și chiar a prins foarte bine multora dintre părinții care au venit aici, că au revăzut multe din lucrurile care le-au reamintit de momente din copilăria fiecăruia. Al doilea mesaj ar fi că generația tânără poate să vadă lucruri cu care și-au petrecut timpul copiii de altă dată. Și că și în alte vremuri copilăria putea să fie petrecută într-un mod poate de multe ori mai plăcut decât în ziua de astăzi și să fie o comparație în ceea ce înseamnă jucăriile de atunci cu jucăriile, să le spunem, high-tech din ziua de astăzi. Și un alt mesaj, asta e un mesaj ca istoric de data asta, că fiecare epocă istorică și-a pus amprenta asupra evoluției jucăriilor din epoca respectivă. Ca dovadă a faptului că activitățile au fost atractive, în cele două zile ale evenimentului au pășit în muzeu aproximativ 1000 de persoane, conform organizatorilor. Cât despre concluziile ediției din acest an a Nopții Muzeelor... Vreau să ne spuneți care sunt concluziile celor două zile de eveniment al Nopții Muzeelor. Da, au fost două zile și o noapte, pentru că la noi a fost mai lungă Noaptea Muzeelor. Sigur că principala concluzie este că e o sărbătoare a bucuriei, pentru că ne lăsăm oarecum grijile zilnice, pentru că venim să ne simțim bine, venim să descoperim lucruri noi și mai ales venim să fim împreună cu familia, cu prietenii. Despre asta e vorba la Noaptea Muzeelor. Sigur că de fiecare dată și în această ediție noi am păstrat și activitățile de succes, am avut și propuneri noi și Clio High-Tech sala de secol 21 care ne plasează sau ne califică ca muzeu de secol 21 a fost surpriza pe care vizitatorii noștri au putut să o vadă. Ne-am bucurat să fim împreună, ne-am bucurat și de acordurile muzicale ale proiectului Corbu, a fost o seară magică. La momentul de vizitare, ca de fiecare dată, am avut grijă de vizitatorii noștri și am oferit informații, cu excepția celei săli unde ne-am semnalizat protestul în tăcere. Protestul nostru a existat întrebări, pentru că mesajul era generic, subfinanțarea în cultură egal în cultură, dar au fost
fost oameni care au fost preocupați, care au dorit să afle care ne sunt problemele și sigur noi am oferit aceste informații pentru că aceasta este ideea protestului, subliniind problemele, dificultățile legate în principal de subfinanțare și toate consecințele pe care le generează în sistem, în domeniul nostru.